Poate că mulți vă întrebați cum am reușit să slăbesc atât de mult, ce substanțe am luat, ce pastile am consumat, diuretice și așa mai departe. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi s-au făcut 7 săptămâni de când am început programul de slăbit, peste 50 de kilograme. Sunt foarte, foarte, foarte fericit pentru că m-am suit pe cântar, bineînțeles, să văd ce greutate am, și filmat. Sunt 125 de kilograme. Uitați aici, săptămâna 7-a, am și scris pe perete 125 de kilograme și am plecat de la 146 de kilograme. Asta înseamnă că am slăbit în 7 săptămâni 21 de kilograme, fix 21 de kilograme. Ceea ce e extraordinar, este foarte, foarte bine și sunt foarte fericit. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. S-au întâmplat foarte multe săptămâna aceasta. Mi-am făcut și tatuajul. Ia uitați-l. La Eddie Tattoo din Râmnicu Vâlcea. Cel mai bun tatuator de aici din zona. Așa că dacă doriți un tatuaj frumos 3D, vă recomand Eddie Tattoo. Trebuie să vorbesc și cu Andy Popescu să vedem când merg la București să facem acel vlog. Deci sunt foarte, foarte entuziasmat și abia aștept să mă întâlnesc și cu Andy Popescu să filmăm acel car vlog, să mă dea o tură cu M6-le, să vedem ce poate mașinuța aceea. Am văzut clipurile, mi s-a părut super, super tare. Este foarte brutală și lucrul acesta îmi place foarte mult. N-am văzut niciodată cu un M, n-am mers niciodată cu o mașină atât de puternică și sunt foarte entuziasmat și emoționat în același timp. Am fost și la Târgul Mierii de la Câmpina în weekend și a fost foarte, foarte frig, m-am deshidratat foarte tare, buzele mi-au crăpat foarte tare, am avut puține probleme și cu tatuajul pentru că
Nu este bine să stai atâtea ore în frig și îmbrăcat cu foarte, foarte multe haine pe tine. Trebuie să stai cât mai lejer, să lași tatuajul să respire. Dar a fost bine, așa că vă mulțumesc tuturor clienților care ați trecut pe la noi, pe la Târgul Mierii din Câmpina și vă doresc multă, multă sănătate. Poate că mulți vă întrebați cum am reușit să slăbesc atât de mult, ce substanțe am luat, ce pastile am consumat, diuretice și așa mai departe. Ei bine, vreau să vă spun că nu am folosit absolut nici o scurtătură, nici un diuretic, nici un steroid. N-am luat în viața mea steroizi și nici nu voi lua. Vreau să fie totul, totul natural, pentru că așa îmi place și v-am zis, nu sunt de acord cu scurtăturile, mai ales când vine vorba de sănătatea noastră. Da, este foarte important să slăbesc, dar nu trebuie să consum ceva care pe viitor îmi va dăuna și mai tare. Am consumat numai lucruri naturale, am mâncat foarte, foarte multe produse apicole, pentru că noi avem o gamă foarte variată. Am din belșug aceste produse și eu nu consumam până acum, ceea ce era o mare prostie. Am început să mănânc miere, am început să mănânc, să beau siropuri, să mănânc fagure, să mănânc polen, să mănânc păstură. Deci, o grămadă de produse pe care le avem și eu nu le mâncam, ceea ce era o mare prostie din partea mea. În rest, secretul este să faci activitate fizică, să ai activitate fizică, să faci mișcare, să faci orice sport, nu contează, chiar și munca este bună. Dacă într-o zi ai de muncă foarte mult, nu ai timp să faci ora aceea de sport, nu e nicio problemă. Și munca este la fel de eficientă ca și sportul, pentru că consumă foarte, foarte, foarte multe energie și foarte multe calorii. Așa că, ce să vă zic, săptămâna aceasta eu am slăbit 4 kg, deși nu am fost la sală pentru că am fost marți să-mi fac tatuajul și apoi de vineri am plecat la Câmpina și nu am apucat să mă duc deloc la sală, dar am muncit foarte mult, am fost și la țară, la Stupină, la unde avem noi sediu, am ambalat acolo, am încărcat în mașină mierea. Deci am avut activitate fizică și de aceea am slăbit foarte mult, 4 kg în a 7-a săptămână, cum vă ziceam. Este, nu știu, este foarte mult pentru săptămâna a 7-a. Am fost și un pic, cum să zic eu, un pic stresat, un pic obosit și atunci când sunt când am de lucru, când am treabă, eu uit să mănânc efectiv, nu mai mănânc, nu mai, nici n-am putut să beau apă de fapt la Câmpina, pentru că, hai să vorbim de lichide mai întâi, mâncarea ca mâncare, dar problema a fost, bine, pentru greutatea asta mare știu că este de vină și deshidratarea, pentru că m-am deshidratat foarte tare. În primul rând, vântul deshidratează foarte, foarte tare, mai tare, adică frigul și vântul deshidratează mai tare decât soarele, decât vara. Doi, am mâncat foarte puțin și atunci corpul nu mi-a cerut apă, pentru că nu am mâncat chestii sărate sau, mă rog, nu am mâncat mult, am mâncat foarte, foarte puțin, o dată sau de 2 ori pe zi maxim. Plus de asta a trebuit să descarc acolo, să fac o grămadă de treabă, am transpirat foarte mult. Deci am consumat foarte multe calorii și nu am reușit nici să mă alimentez și să mă hidratez așa cum trebuie, pentru că am avut foarte multă treabă și efectiv nu am avut timp să mănânc sau să beau. Când să-ți faci ceaiuri, când să-ți faci cafele, mi-a mai făcut mama câte 2-3 ceaiuri pe zi și o cafea două. Dar în rest, apă foarte puțină pentru că era foarte, foarte frig și noi dacă stăm într-un mediu descoperit afară, atunci este foarte, foarte greu să bei apă pentru că este rece și nu-ți vine pe minus 14 grade să bei apă rece de 3-4 grade. Vă dați seama, e foarte, foarte, foarte nasol. În fine, cu acestea fiind spuse, eu sunt foarte bucuros că am slăbit. Vom vedea și în săptămâna 8-a ce progres vom avea. Sper să mi se vindece tatuajul cât mai repede. Mai are foarte puțin. Arată foarte bine. Sunt foarte, foarte mulțumit. Și sunt foarte entuziasmat pentru lucrurile frumoase care se întâmplă în viața mea. V-am zis foarte multe lucruri frumoase care
mă țin în priză, care îmi dau energie, care mă fac să continui. Vă mulțumesc tuturor care vă uitați la mine și care mi-apreciați clipurile, care îmi dați un like acolo pe YouTube sau pe Facebook sau pe Instagram. Înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că este foarte greu să slăbești 50 de kilograme cât mi-am propus eu. Am ajuns aproape la jumătatea drumului, cu 21 de kilograme slăbite în 7 săptămâni. Și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor dacă stați alături de mine și mă urmăriți. Veți vedea absolut tot ce se întâmplă în viața mea. Și legat de slăbit, și legat de târguri, și legat de miere, și legat de sănătate, de absolut tot. Nici măcar proteină nu am mâncat. Nu mi-am cumpărat praful din acelea proteice, proteină pudră din zer. Pentru că nu vreau absolut nici creatină, nu am luat sau L-carnitină, absolut nimic. Deci absolut nimic, totul natural, din alimente și atât. Nu uitați, noi ne vedem mai jos, în secțiunea de comentarii. Scrieți-mi acolo absolut tot ce doriți. Voi da like și inimioare la toate comentariile și le voi citi pe absolut toate. Și vă voi răspunde, bineînțeles, dacă aveți întrebări. Dar încercați să păstrați un limbaj decent, pentru că altfel ne supărăm. Până data viitoare, eu sunt Otto, rămâneți motivați, mâncați sănătos și încercați să slăbiți dacă aveți nevoie. Numai bine! Ciao! Mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai